imixtiunii justiției din partea Domnului Peter Înhate. În continuare voi oferi cuvântul Domnului Președinte al Raionului, Orhiei Domnul Dinuțican, vă rog. Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei, dragi colegi. O bună parte din cetățenii țării noastre au rămas contrariați și uimiți de declarațiile cetățeanului european Peter Michalko, care este și ambasadorul Uniunii Europene în țara noastră. Nu-i stă deloc bine unui diplomat să se dea cu părerea pe la posturi de televiziune despre felul cum este gestionat un dosar în care este vizat Ilan Șor, liderul partidului politic Șor, iar declarații domnului ambasador au lăsat loc de interpretări. Acestea parcă ar fi sugerat magistraților ca să-l condamne pe Ilan Șor într-un dosar controversat. Ținem să reamintim domnului ambasador că în continuare liderul nostru Ilan Șor pledează nevinovat pe toate capetele de acuzare care se invocă. Și în acest context, asemenea declarații sunt inadmisibile pentru un ambasador european. Dragi colegi, da, într-adevăr, Uniunea Europeană a ajutat și continuă să ajute Republica Moldova. Mulțumim pentru acest ajutor constant. Dar nici de cum asta nu înseamnă că domnul ambasador trebuie să-și permită chiar orice în țara noastră. Declarațiile lui Michalko au adus atingere formațiunii noastre politice, liderul nostru, miilor de alegători ai formațiunii noastre. Tocmai de aceea, acest fapt ne face să punem la îndoială calitățile de diplomat al domnului Michalko. Uniunea Europeană întotdeauna a îndemnat autoritățile din Moldova să nu admită imixtiuni în actul justiției. Comportamentul domnului Michalko demonstrează, din păcate, contrariul. Considerăm că declarațiile neechilibrate a lui Peter Michalko compromit imaginea instituțiilor europene în Republica Moldova și alimentează neîncrederea cetățenilor noștri în instituțiile Uniunii Europene. De aceea noi considerăm că aflarea domnului Peter Michalko în funcție de șef al misiunii diplomatice europene nu mai este posibilă și cerem autorităților de la Bruxelles să investigheze acest caz și să recheme pe acest diplomat. Vă mulțumesc! Уважаемые коллеги, уважаемые граждане, как член политической партии ШОР, как депутат парламента, категорически заявляю, политическая партия ШОР выражает решительный протест в связи с некорректными высказываниями главы представительства Европейского Союза в Республике Молдова, господина Петера Михалко. Хочется после такого думать, что Европейский Союз – это не господин Михалко, как и господин Михалко не является Европейским Союзом. Иначе что это? О каких европейских ценностях можно говорить? Это правосудие по-европейски? Или господин Михалко решил превратиться в Аликацука судью? Мы считаем недопустимым подобное поведение для европейского чиновника такого ранга. И вынуждены напомнить господину Михалко, что Республика Молдова является суверенным и независимым государством. И любая попытка, действие или поддержка узурпации власти является преступлением. Преступлением против страны и ее граждан. Господин Михалко, наверное, забыл о действительных устремлениях Европейского Союза, которые он имеет честь представлять. И те устремления Европейского Союза, которые должны содействовать построению в нашей стране по-настоящему честной юстиции, а не телевизионной юстиции, во что превратил господин Михалко свою позицию. Более того, абсолютно политически ангажирован с проведением политической агитации, что недопустимо для дипломата прежде всего.
Хочется задать вопрос господину Михалкову, какую миссию для себя выбрал? Наверное, он забыл о тех профессиональных обязанностях и тех самых европейских ценностях, которые он обязан продвигать в Республике Молдова. Господин Михалков диктует нашей стране, какой должна быть правящая коалиция, как должна функционировать система правосудия. И взамен от имени Евросоюза он обещает финансовую помощь. Хочется верить в то, что господин Михалков сильно ошибается, если он думает, что Европейский Союз, выделяя деньги, будет покупать судебные решения в Республике Молдова. Это юстиция, по мнению господина Михалкова. Хочется напомнить дипломату, если он считает себя профессиональным дипломатом, что есть основополагающие нормы международного права, и тем более Конституции Республики Молдова, которую он попрал. Господин Михалков, никто не отменял презумпцию невиновности как в Республике Молдова, так и в Европейском Союзе, а также недопустимость вмешательства в осуществление правосудия. Надеюсь, вы знакомы с декларацией ООН о невмешательстве во внутренние дела страны. А тем более вы должны быть знакомы со студенческой скамьей с Венской конвенцией о дипломатических отношениях и многим другим обязательным актам, которые вы должны следовать, будучи представителями Европейского Союза в стране пребывания. И как дипломат вы прежде всего обязаны уважать законы этой страны и не создавать угрозу политическим процессам в Республике Молдова. Народ определится сам. Безусловно, партия ШОР разделяет те европейские ценности, настоящие, которые должны быть имплементированы в нашей стране. И вместе с сотнями тысяч граждан, которые поддерживают партию, мы признательны Европейскому Союзу за ту огромную помощь, которая была оказана стране, которая, безусловно, будет оказана. Мы не сомневаемся, что Европейский Союз, одобряя эту помощь, будет действовать не по принципам господина Михалка, покупая судебные решения в нашей стране. Мы считаем, что действия и слова господина Михалка ставят под сомнение его профессиональную возможность выполнять обязанности представителя главы делегации Европейского Союза в Республике Молдова. Мы просим институты Европейского Союза расследовать деятельность господина Михалка, его прямое вмешательство в осуществление правосудия и осуществление политической агитации в нашей стране. Мы полагаемся на корректность и справедливое разбирательство Европейского Союза и требуем отозвать господина Михалка с должности главы представительства Европейского Союза в нашей стране. Stimați și dragi concetățeni, stimați colegi, bună ziua la toată lumea încă o dată și vă mulțumim foarte mult din numele liderului nostru, domnului Ilan Șor, pentru prezența de astăzi, pentru susținerea. Vă mulțumim în mod deosebit pentru că astăzi ne adresăm la toți dumneavoastră, din numele fracțiunii noastre parlamentare, din numele Consiliului Raional Orhei, din numele tuturor consilierilor noștri de pe teritoriul țării întregi, din numele tuturor primarilor din partea Partidului Politic Șor, din numele tuturor membrilor și simpatizanților, dar și celor care ne-au susținut în alegerile parlamentare și locale care au avut loc în Republica Moldova. După noi este o putere din partea oamenilor și mesajul de astăzi ne-a fost delegat din partea tuturor celor care cred că Partidul Politic Șor este pe calea cea dreaptă pentru viitorul bun, frumos și dezvoltat pentru Republica Moldova. Formațiunea noastră parlamentară de opoziție din Republica Moldova își exprimă profundul dezacord și condamnă fără echivoc declarațiile făcute de Peter Michalko,
în studioul unui post privat de televiziune la adresa liderului nostru, domnului Ilan Șor. Declarații care încalcă flagrant statutul său diplomatic, interzicerea emisiunii unui stat străin în afacerile interne ale altui stat, normele dreptului internațional, dar și prezumția nevinovăției consfințită în Constituția Republicii Moldova. Prin afirmațiile sale, în care practic deschis a cerut condamnarea lui Ilan Șor într-un controversat dosar judiciar pe care mulți experți, politicieni, dar și o parte semnificativă a societății îl consideră eminamente politic, Peter Mihalcu a făcut, de fapt, presiuni asupra justiției și a judecătorilor, mai ales în contextul că astfel de presiuni sunt exercitate și de actuală guvernare de la Chișinău. Acum, eu aș vrea, din numele tuturor celor care ne susțin și din numele, o să mă repet, din numele fracțiunii noastre parlamentare și a tuturor reprezentanților noștri oficiali în teritorii și în raioanele Republicii Moldova, să mă adresez la societatea europeană și internațională și la toate instituțiile de guvernare din Europa și din comunitatea internațională. Dear members of the European Parliament, officials of the European Council, Council of the European Union, European Commission, and all the governing European Union institutions, dear colleagues from ACER and Europe, dear citizens of the European Union, we, the political party Shore, are respecting, we're respecting, and continue to respect our partners both in the East and in the West. We have always opted for good neighbors and friends, for partnerships and cooperations. But we have not accepted, and we will never accept, that someone from exterior should decide our fate, force us to live and create our destiny according to its interests. The Republic of Moldova has signed the association agreement with the European Union and many other documents. The European Union supports us financially and technically, for which we are very much grateful, and we understand very well the significance of this support for the country's development and the well-being of our citizens. We share and respect European values. We believe in the principles of the rule of law, independent justice, fundamental human rights and freedoms, and the presumption of innocence. But this does not allow Mr. Peter Mihalcu to involve directly and notably in the internal affairs of our country. Even more, get involved in the act of justice. Here we refer to Mr. Ambassador's absolutely reprehensible and anti-democratic statements and comments against our leader, Mr. Ilan Shor, statements that are qualified as interference in the act of justice, political partisanship, and interference in the internal affairs of the Republic of Moldova. All different, all equal, is one of the slogans of the European Union, and I would urge, on behalf of all our members of the political party Shore, Mr. Mihalcu, to take this principle into account and follow it. Our country doesn't indicate Brussels how to arrange things in the field of justice, whom to condemn, whom to release. Such attitude we also expect from the European Union. One of the main requirements of Brussels for our country is to ensure the independence of the judiciary and non-involvement of politics and justice. We support these principles with both hands, but what example does Mr. Mihalcu give to our country and to his colleagues? Isn't this a kind of a pressure and indications for judges? But where is the observance of the constitutional principle of the presumption of innocence? I wonder
Does Mr. Mihalko, a career diplomat, know the provisions of the UN General Assembly Declaration on the inadmissibility of intervention in the internal affairs of states? If not, Mr. Mihalko, I will read it. The Article 7 of this document. No state has the right to intervene directly or indirectly for any reason in the internal or external affairs of another state. Mr. Peter Mihalko's action calls into question the logic of his continued presence as the European Union's representative in Moldova and his qualities as a diplomat. We consider that Mr. Mihalko should resign and apologize publicly for his statements, which far exceed his mandate and which are absolutely undiplomatic in relation to our country, and suggest not to admit in the future such comments that exceed and not only the limit of common sense, but also the norms of international law. Knowing how fair the European Union is, we request it to investigate this case of interference by Peter Mihalko in the judicial system of the Republic of Moldova, completely ignoring the presumption of innocence, but also other national and international principles and values. In connection with the above, we ask you to condemn the behavior of the ambassador, Mr. Peter Mihalko. Examine his attitude through the prism of the internal legislation of the European Union and authorize up to the removal from the post of the ambassador. We consider that in order to maintain Moldova-European Union relationship on a path of good cooperation, the political party SHORE says that such statements and comments that violate the principle of fair and independent justice, Mr. Peter Mihalko should resign, I will repeat it, or be recalled from the function. The political party SHORE does not consider anymore Mr. Peter Mihalko as the representative of the European Union in the Republic of Moldova. Eu o să repet ceea ce noi solicităm insistent de la oficialii Uniunii Europene, ca să înțeleagă toți concetățenii noștri, pentru a menține relațiile moldo-comunitare pe un făgaș al bunii cooperări, Partidul Politic SHORE consideră că după astfel de declarații și comentarii care încalcă principiul unei justiții corecte și independente, Peter Mihalko ar trebui să-și dea demisia sau să fie rechemat din funcție. Partidul Politic SHORE nu îl mai consideră pe Peter Mihalko reprezentant al Uniunii Europene în Republica Moldova. Și acum aș vrea din numele tuturor dumneavoastră și din numele, așa cum am zis, fracțiunii noastre parlamentare, a tuturor membrilor noștri și a tuturor simpatizanților și a tuturor reprezentanților noștri să înmânăm, după posibilitatea reprezentanților ambasadei Uniunii Europene în Republica Moldova, nota noastră de protest în două limbi care vine din partea tuturor colegilor noștri care au fost menționați. Noi sperăm că această notă o să fie transmisă după destinație și Partidul Politic SHORE așteaptă răspunsul din partea oficialităților Uniunii Europene. Noi credem că acest precedent o să fie unul util și o lecție dură pentru mai multe state. Totodată, încă o dată, vrem să-i mulțumim Uniunii Europene pentru susținerea, pentru suport și pentru toate cele făcute și realizate pentru Republica Moldova. Noi știm că democrația va învinge. Mersi!
Stimați reprezentanți ai presii, stimați colegi, dragi concetățeni, eu vă raportez că nota noastră de protest din partea Partidului Politic Șor a fost transmisă. Domnul ne-a confirmat că ea o să fie înregistrată. La fel, acest lucru este confirmat și de reprezentanții mass media. Noi încă o dată vrem să vă spunem că vă suntem recunoscători pentru susținerea, pentru sprijin, pentru o atitudine foarte diplomatică și foarte inteligentă și liniștită și calmă la evenimentul de astăzi, deși subiectul este unul foarte grozitor pentru noi și unul foarte care ne dă mai multe semne de întrebări și de alarmă. Noi vă dorim succese tuturor și noi știm că împreună cu dumneavoastră noi o să facem fața tuturor provocărilor. Vă mulțumim și vă dorim o zi bună!